mulțumesc, bună ziua. Trăim într-o lume foarte complicată, ne punem în fiecare zi întrebarea de ce ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă. Întrebările simple au fost puse deja, Lucian Boia s-a întrebat și ne-a întrebat de ce e România altfel, după care Vintila Mihăilescu a spus că întrebarea nu e pusă corect, mai întâi ar trebui să înțelegem de ce e România astfel și abia după aceea să ne întrebăm de ce e România altfel. Și iată că după întrebările puse de un istoric și un antropolog, a venit rândul lui un sociolog, și nu oricare sociolog, un sociolog care a lucrat în piața românească și care are un doctorat la Stanford, să ne explice de ce este România așa cum este. Domnul Cătălin Stoica pleacă de la o teză foarte interesantă a lui Catherine Verdeni, care spune că dacă e să judecăm istoria din ultimii 100 de ani la România, nu trebuie să judecăm doar momentele de ruptură, cum ar fi instaurarea comunismului și căderea comunismului, ci trebuie să analizăm perioadele de continuitate. Teza este foarte importantă pentru că în felul ăsta momentele alese de domnul Stoica pentru studiu, colectivizarea, de exemplu, și instaurarea partidului stat, a Partidului Comunist Român, sunt fundamentale pentru a înțelege la 30 de ani după ceea ce încă mai numim Revoluția din 1989, de ce mi se întâmplă ce mi se întâmplă. Cartea are mai multe straturi, are o latură de metodologie foarte solidă, practic autorul ne ia de mână și ne conduce în labirintul sociologic, ne prezintă metoda. Și este foarte important pentru că trăim într-o țară unde institutele de sondare a publicului ne oferă în fiecare an, în special în perioadele electorale, sondaje care se contrazic reciproc. Partea de metodologie este plictisitoare, poate, dar este foarte importantă pentru că o țară în care sociologia a fost interzisă începând de la sfârșitul anilor 40, nu e reprize până la 89, domnul Stoica ne prezintă disciplina pur și simplu. Și spuneam că are mai multe straturi, are latura pur metodologică, științifică, dar are și o latură istorică și antropologică. Atunci când vorbește de colectivizare, de exemplu, mergem la Vadul Roșca, acolo unde Cătălin Stoica a făcut o anchetă la începutul anilor 2000, și faptul că a plecat în comuna de unde erau bunicii domniei sale, a contat enorm. Vadul Roșca vă sună cu siguranță foarte familiar. În 1957, cei care s-au opus colectivizării au fost reprimați, au murit cred că vreo 60 de oameni acolo, răniți. A venit Nicolae Ceaușescu în persoană, era general de securitate atunci, pentru a face ordine. În acheta respectivă, colectivizarea este văzută altfel. Și Cătălin Stoica ne demonstrează că multe din locurile comune pe care le cunoaștem cu toții, de exemplu că în colectiv au intrat în special cei leneși și cei săraci, nu este chiar așa. Tot acest preludiu științific și istoric și antropologic servește aflării răspunsului la o întrebare. Cum au modificat relațiile de muncă din CAP-uri relațiile sociale de astăzi? Țăranii, cei care mai pot fi numiți astăzi țărani sau fermierii, au rămas mutilați, să spunem, în comunitățile respective în urma colectivizării. Un alt aspect este cel privind instaurarea Partidului Stat. Partidul Comunist Român, pentru toți cei care am trăit înainte de 89, a prins o perioadă de maturitate. Obișnuiam să spunem că este acronimul vine de la bine cunoștințe relații. Ce mi se pare fascinant este că acesta este primul studiu, de exemplu, din structura sociodemografică a Partidului Comunist Român. Și lucrurile pe care le sintetizează domnul Stoica sunt foarte interesante. De exemplu că Partidul Comunist Român a avut
probabil cei mai puțini membri în 1944, 1000 de membri, a ajuns în 1948 la 800.000 de membri, în 1988 avea 3,7 milioane de membri, proporțional era partidul cel mai mare, proporțional la mărimea populației, cel mai important partid de masă din lumea comunistă. În același timp avea procentul cu populație cu studii superioare cel mai mic, avea procentul cu populație care nu terminase liceul cel mai mare, 52-53%, și Dostoi care spune că acesta ar putea fi motiv pentru care astăzi avem foamea de doctorate, de exemplu, și că plagiatele sunt atât de multe, pentru că cei din perioada comunistă care încercau să își acopere acest deficit de educație, astăzi au transmis această genă proastă. Ancheta pe care o face 2010, pentru mine, oferă niște rezultate uluitoare. Ne spune domnul Stoica că capitalul social, cum se cheamă în limbajul sociologic, adică aceste bine cunoștințe și relații, cei care accesează lumea medicală sau lumea justiției sau primăria, de exemplu, în 2010, sunt mai numeroși decât cei care o făceau în 1989. Cu alte cuvinte, astăzi suntem mult mai tarați de acest fenomen al folosirii pirelor decât în 1989. Mai mult decât atât, domnul Stoica, prin această metodologie de care vorbeam, ne spune în procente în ce fel nomenclatura și simplu membrii ai Partidului Comunist au de câștigat astăzi, pentru că înainte de 89 erau membri ai PCR. Și cum și-au îmbogățit acest capital social, volumul capitalului social, ceea ce mi se pare excepțional. Cu toții știm că primii care au profitat din plin de căderea comunismului au fost cei din nomenclatură și securiști. De data asta, domnul Stoica vine și ne demonstrează sociologic în ce fel. Și asta mi se pare foarte important. Până la urmă, în această lume a relativității românești, cartea aceasta vine într-un moment foarte potrivit și cred că va fi o referință bibliografică foarte, foarte importantă în cercetarea românească pentru a înțelege ce fel de lume, ce fel de lume trăim. Este un capitalism rațional? Nu, cum spune domnul Stoica, este un capitalism politic. Asta în limbajul sociologic. Ionidiescu a spus că este o democrație originală sau un capitalism de cumetrie. Și cred că știa ce spune, pentru că însuși și cu Brucan și așa mai departe au instaurat acest comunism. Dar elucidarea mecanismelor acestui capitalism politic este foarte, foarte importantă și, din câte știu, domnul Stoica este primul care face lumină în România în această speță. Îl felicit și vă invit să cumpărați cartea.